S-a întors băiatul meu de la cumpărături să vedem ce a Asta luat. era pe listă, asta era pe listă, asta era pe listă, asta. Omule Vitruvian! Salutări tuturor! Da, tot ce ați văzut în acea pungă a fost luat exclusiv din Lidl. Asta înseamnă că inclusiv aceste două bucăți de tehnologie, care fac parte din noua lor colecție, dacă pot să o numesc așa, Home Smart Home, care constă în patru gadgeturi făcute să îmbunătățească locuința noastră, să o ducă spre o casă inteligentă. N-ar funcționa fără acest gateway care se bazează pe tehnologia celor de la Zigbee și eu sunt foarte încântat pentru asta, mai ales că au și un preț foarte competitiv și pe lângă asta, aceste produse ar avea o durată foarte mare de viață, precum are becul 30.000 de ore. Hai să vedem și produsele cum arată într-un unboxing rapid, apoi le facem o configurare și să vedem concluzia finală dacă merită să le cumpărați sau nu. Și asta s-a găsit în cutie. Avem gateway-ul care este surprinzător de mic, cablu care să ne folosească să ne legăm la router și cablu de alimentare. Să desfacem și becul, unde nu mă aștept să găsesc altceva decât un bec. Becul magic. Ce este diferit la becul acesta față de un bec obișnuit? Acesta redă doar o singură culoare, acest cool white, timp ce acest bec smart redă 16 milioane de culori. Băieții probabil că vor distinge numai 7-8 dintre ele. Îi putem regla luminozitatea și de asemenea, foarte important, îl putem controla din aplicația de pe smartphone Lidl Home. Pe lângă treburile astea două, ne mai trebuie un router ca să legăm la internet și un smartphone ca să putem controla aceste gadgeturi. Gateway-ul se configurează foarte ușor, apăsăm pe plusul din aplicație, mergem la secțiunea Gateway și acolo urmăm instrucțiunile care sunt în limba română, iar după ce dispozitivul este adăugat și își va face și un update de firmware, putem foarte ușor să adăugăm alte dispozitive smart compatibile cu Zigbee 3.0. Becul smart se configurează și mai ușor de atât. După ce îl conectăm la curent, acesta va clipoci, apăsăm pe LED-ul, clipește deja, iar apoi lăsăm dispozitivele să-și facă treaba. Vedem aici că deja l-a găsit. Și aici putem să intrăm în setările lui, să-i controlăm luminozitatea, temperatura. De asemenea, putem să ne jucăm și cu culorile lui. Un alt lucru interesant sunt aceste setări prestabilite care s-ar potrivi în caz că am vrea să citim sau să muncim sau dacă vrem să intrăm în atmosfera sărbătorilor. Un alt lucru foarte tare este modul music care face asta. Bun, am văzut că până acum știe să facă destul de multe chestii, dar în 2020 o casă smart nu se mai controlează prin telefon, ci se controlează prin voce. Oare știe să fac asta? Turn on the light. Da, deci dacă vreți să vă faceți casa mai smart, este un început destul de promițător. Becul am impresia că nu este de cea mai bună calitate. Atunci când măresc luminozitatea lui, scoate un buzit destul de bizar, ca și cum aș fi lângă un transformator. Însă, cum spuneam, pentru prețul de 49 de lei, pentru un bec RGB este foarte bun. Mai sunt și celelalte gadgeturi, precum priza smart, care nu mi se pare atât de folositoare, senzorul pentru ușă și fereastră, care de asemenea nu mi se pare foarte folositor. Pui nu foarte mulți bani și poți să-ți iei o cameră cu senzor de mișcare și cu vedere pe timp de noapte, dacă vrei într-adevăr siguranță, dar acesta ar putea fi doar începutul pentru călătoria noastră în lumea caselor smart. Dacă v-a plăcut clipul, vreau să dați un mare like pentru susținere, abonați-vă ca să fiți la curent cu următoarele mele clipuri vitruviene și noi ne auzim data viitoare. Turn off the light!